Cea de-a treia ediție a memorialului Ion Milovan s-a desfășurat la sala polivalentă din Drobeta, Turnu Severin. Evenimentul își propune să aducă un omagiu regretatului profesor Ion Milovan, cel care a adus cinste și onoare sportului mehedințean. La final de săptămână a sunat fluierul de start la sala polivalentă din Drobeta, Turnu Severin, unde a fost organizată cea de-a treia ediție a memorialului Ion Milovan. Evenimentul a început cu un meci de handbal demonstrativ între fostele jucătoare ale clubului, antrenate de Ion Milovan, antrenor emerit al handbalului. Memorialul a fost organizat de către Direcția Județeană de Sport Mehedinți, în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta, Turnu Severin și CSS Drobeta, Turnu Severin. Și în acest an, încărcătura emoțională a fost una deosebită pentru toți cei care l-au cunoscut și au lucrat cu regretatul antrenor. Am reușit și am avut ocazia ca în acest județ să avem un mare om de handbal, un om care și-a dat sufletul, să zicem așa pe direct, să reușească să facă o formație de handbal, o echipă de handbal care să reprezinte acest județ. Într-adevăr, până la urmă, a reușit să ajungă cu acest vis al dumnealui până la Liga Divizia A, reușind să ajungă și pentru promovare în Liga, la baraj pentru Liga 1, dar probabil astrele nu s-au aranjat atunci pentru județul Mehedinți, pentru că, într-adevăr, a fost ceva care nu s-a aranjat. Nu vă spun mai mult că nu are importanță. Dar oricum visul dumnealui, până la urmă, realizat într-adevăr în procent destul de mare, a fost acesta de a rămâne după dumnealui, măcar faptul că a realizat această echipă. Să sperăm că acest memorial va ține vie memoria acestui om care a trăit pentru handbal, care a respirat handbal, care a făcut totul pentru handbalul mehedințean, ne-a făcut mândri să fim mehedințeni, pentru că a promovat multe sportive la echipa națională, la campionatele europene, la campionatele mondiale și în prezent încă mai avem sportive antrenate de dumnealui la echipa națională a României. Am avut antrenor pe domnul Ion Milovan, înainte de toate am avut-o pe doamna Petronela. El m-a băgat, cum să spun așa, în handbalul mare, am făcut sport de performanță 10 ani. Datorită lui și doamnei Petronela implicit am ajuns să câștig cupa EHF la CSM Craiova. Este emoționant, dar eu cred că de acolo de sus ne urmărește cu drag și plăcere. Celebrăm astăzi un om care a trăit prin și pentru handbal, Ion Milovan. L-am cunoscut personal, am fost sportiv la Clubul Sportiv Școlar atunci când antrena, am fost și colegi un an de zile, când am venit și eu profesor la CSS. Pot să vă spun că era extrem de dedicat muncii pe care o făcea, sportului în general. Eu veneam, sportivul găseam la sală, plecam seara, îl găseam la sală. A fost un om deosebit, un om care a ajutat foarte mult sportul mehedințean, handbalul, cu performanțe mari, cu sportive la loturile naționale, cu sportive participante la campionatul mondial, european, cu medalii la campionatele naționale. Oameni care au fost pasionați de, sau un om care a fost pasionat de ceea ce a făcut și astăzi suntem aici să îi cinstim memoria. Ion Milovan a fost jucător și antrenor de handbal, una dintre cele mai mari personalități ale sportului de performanță și handbalului din Mehedinți și din România.